Prefectura Gorj a început pregătirile pentru Ziua Națională a României, din timp căutând să implice cât mai multe autorități de la nivel de județ. Mai exact, reprezentantul guvernului din teritoriu le-a cerut primăriilor să arboreze cât mai multe steaguri tricolore pentru a marca, așa cum se cuvine, Ziua Națională. Să simtă că sunt români și să-i facă pe toți locuitorii să simtă același lucru și tocmai de aceea și anul acesta, ca și anul trecut, o să-i rog în toate instituțiile publice să fie arborat drapelul național, pentru că, pe lângă faptul că este o obligativitate, este și o mândrie a noastră națională și trebuie să ne iubim țara. Primarii au luat în serios acest aspect și s-au conformat, așa că astăzi, de Ziua Națională a României, în toate localitățile din județ există steaguri tricolore la instituții. Adevăr, domnul prefect este un băiat tânăr și care vrea binele acestui județ. Un lucru bun, este un om de apreciat. Șefii județului le-au atras atenția acestora să pună la punct sediile de instituții, să se asigure că steagurile sunt la locul lor și mai ales să fie îngrijite așa cum se cere la o astfel de zi mare.